În seara aceasta o să citim doar un singur verset din Scripturi, Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. În seara aceasta eu am fost invitat să vorbesc. Dar dacă dumneavoastră rămâneți cu vorbirea mea, ați venit degeaba. În seara aceasta trebuie să vorbească altcineva. Amin. Și acela nu sunt eu, de aceea dumneavoastră trebuie să stați în rugăciune, în smerenie, în umilință, și să cereți ajutorul din partea lui Dumnezeu ca să ne vorbească El. Amin. Să știți că atunci când Dumnezeu vorbește, nu are nevoie de multe cuvinte ca să facă ceva, pentru că e Dumnezeu. Amin. Eu am nevoie de mai multe cuvinte ca să vă explic, dar Dumnezeu nu are nevoie de multe cuvinte ca să facă ceva. Vreau să vă întreb, de câte cuvinte a avut nevoie Dumnezeu să facă cerul? De câte cuvinte ar avea nevoie Dumnezeu în seara aceasta să vindece un bolnav? Dar să mântuiască un om? Dar să-ți rezolve problema ta? Vedeți? Dumnezeu nu e ca noi. N-are nevoie de mult timp, n-are nevoie de o oră să facă ceva. Dumnezeu are nevoie de un cuvânt și se împlinește. De aceea eu o să spun mai multe cuvinte în seara aceasta, dar să vă rugați lui Dumnezeu din ce spun eu un cuvânt să fie pentru dumneavoastră. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Eu sunt un predicator care nu-mi plac introducerile, nici prezentările prea lungi, de aceea o să intru în subiect. Dumnezeu, să știți că ne iubește. Și pentru că Dumnezeu iubește omenirea, a îmbrățișat-o și a lăsat un dar. Așa face Dumnezeu când iubește. De fapt, iubirea dă, nu cere. Întotdeauna când cineva iubește, dăruiește. De aceea semnul iubirii este dărnicia sau dăruirea, pentru că așa spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a cântat o cântare. A predicat o predică, deci, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Deci Dumnezeu, pentru că ne iubește, ne-a îmbrățișat și ne-a dat, ne-a dăruit, ne-a lăsat un dar. E darul lui Dumnezeu în îmbrățișarea Lui lăsată pentru noi se numește Iisus. Ăsta e darul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a îmbrățișat, ne-a lăsat un dar și darul se numește Iisus. Eu în seara aceasta nu o să fac altceva decât încerc să desfac darul acesta care se numește Iisus, să vă arăt ce este în el. Pentru că la unii dintre dumneavoastră s-ar putea să nu vă convină ce este în dar. Și ăsta e rolul meu, să desfac darul și să vă arăt ce este în darul acesta numit Iisus sau ce conține darul acesta numit Iisus. Pentru că, odată repet, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să nu vă placă ce e în darul acesta numit Iisus. Noi, cu ceva ani în urmă, am primit niște daruri, cadouri de sărbători din Irlanda și le-am împărțit la copii. Și copiii s-au dus acasă și când au desfăcut darurile, unii au rămas cu buza umflată. Nu le-a plăcut ce a fost în dar. Și mămicile m-au sunat dacă nu pot să schimb darul, să le dau alt dar. Acum și dumneavoastră s-ar putea să fiți dezamăgiți în seara aceasta, că eu o să vă prezint darul ăsta ce este în dar și la unii dintre dumneavoastră nu o să vă placă ce conține darul ăsta. Lasă, te rog, versetul afișat care... Vi l-am citit, 21 Matei cu 1. Ei, aici arată ce este în dar. În dar este o promisiune. Asta conține darul numit Iisus. O promisiune. Și aici este prima promisiune din Noul Testament. Ei, știți ce promisiune este în darul ăsta Iisus? Deci Dumnezeu promite că vei avea o viață de lux, de confort. Vei fi cel mai bogat om. Vei fi cel mai sănătos. O să ai prestanță, onoare, reputație, funcție și poziție. Asta e promisiunea din darul care se numește Iisus. Așa e? Dar dumneavoastră asta vreți. Și dacă nu găsiți în Iisus asta, sunteți dezamăgiți de Dumnezeu.
Ei, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți în seara asta că în darul acesta numit Iisus nu este promisiunea că El te va scăpa de problemele financiare și de sărăcie. Darul acesta numit Iisus nu conține promisiunea asta. Nu că Dumnezeu nu poate. Dar Dumnezeu nu promite așa ceva. De aceea unii dintre dumneavoastră o să rămâneți cu probleme financiare. Unii dintre dumneavoastră o să rămâneți săraci, că nu putem fi toți bogați. Și nu o să vă placă lucrul ăsta, pentru că dumneavoastră ați vrea ca Dumnezeu să vă scoată din sărăcie, din problemele financiare care le aveți. Unii dintre dumneavoastră veniți cu problemele astea la Iisus și nu găsiți rezolvare. Și atunci nu-i bun Dumnezeu. Te dezamăgiți de Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Păi dacă ar fi Dumnezeu, de ce nu mă ajută și pe mine? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, vor exista săraci pentru tot timpul cât va exista istoria. Și Dumnezeu nu-i va scoate pe toți din sărăcie, pentru că nu asta e promisiunea Lui. Sau poate că veniți la Iisus și vă așteptați ca în darul acesta să găsiți promisiunea ca toți bolnavii să fie vindecați. Acum vreau să vă întreb, există cineva dintre dumneavoastră care ați putea să faceți o promisiune la toți oamenii aici că Dumnezeu îi va vindeca? Da, dar dumneavoastră de-aia veniți. Unii veniți cu bolile dumneavoastră, cu necazile dumneavoastră și așteptați ca în darul acesta numit Iisus să găsiți vindecare. Și Dumnezeu nu o să vă vindece pe toți. Unii să mergeți acasă bolnavi cum ați venit. Dumnezeu n-a vindecat toți bolnavii, nu le-a dat vedere la toți orbii, n-a vindecat toți leproșii. Bineînțeles că Dumnezeu poate și o face din când în când ca să arate că El e Dumnezeu. Dar nu ne promite la toți că ne va rezolva problema cu boala. De aceea noi rămânem dezamăgiți de Dumnezeu, pentru că s-ar putea unul să aibă cancer, doi să aibă cancer, unul să fie vindecat și celălalt nu. Și atunci te întreb, măi, Dumnezeu, de ce l-a vindecat pe ăsta și pe mine nu? Și ce se întâmplă? Unde e Dumnezeu? Și rămâi dezamăgit de Dumnezeu. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu poate să te scoată din sărăcie, Dumnezeu poate să te vindece, dar nu este promisiunea asta în darul Iisus că va rezolva toate problemele financiare, toate bolile tuturor oamenilor. Nu este promisiunea asta nici măcar, poate că dumneavoastră urmăriți războiul din Ucraina sau alte războaie sau ce se întâmplă în lumea asta și vă așteptați ca Dumnezeu să oprească războaiele, să elimine corupția și corupții care conduc imperiile și guvernele lumii. Și Dumnezeu nu o face. Și te întreb, unde e Dumnezeu? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în darul acesta numit Iisus, când Dumnezeu ne-a îmbrățișat și ne-a lăsat darul ăsta, nu a lăsat promisiunea asta că va opri toate războaiele, că va rezolva toată sărăcia, că va rezolva toate bolile. Dar ce conține darul acesta cu numele Iisus? Ce este în darul acesta? Păi uitați dumneavoastră ce scrie. Ea, adică Fecioara Maria, va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Numele Lui arată misiunea și scopul cu care a venit pe pământul ăsta. Pentru că El va salva, va izbăvi, va ajuta sau va mântui pe poporul Lui de sărăcie, de boală. Dar de ce? De păcat. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, darul acesta numit Iisus, când îl desfacem, găsim în el promisiunea lui Dumnezeu, că dacă cineva dintre dumneavoastră are probleme cu păcatul și vine la Iisus și ia din Iisus promisiunea asta, Dumnezeu îi rezolvă problema păcatului. Deci, dumneavoastră trebuie să știți ce este în Iisus. În Iisus este rezolvarea păcatului tău și al meu. Și trebuie să înțelegeți, dragilor, dacă aveți probleme cu păcatul, singura rezolvare o găsiți în Biserica Baptistă. Deja sună telefonul, mă sună ăștia, mă împușc acum. N-a zis nimic. O găsim în Biserica Baptistă? Dar răspunde tare, că nu. Dar, deci, rezolvarea cu păcatele noastre, sigur o găsim în Biserica Ortodoxă. Nu. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, rezolvarea păcatelor noastre nu este într-o religie. Promisiunea că Dumnezeu îți rezolvă problema păcatului este în Iisus. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, singurul care poate rezolva problema păcatului dumneavoastră, care îți distruge viața, este Iisus. De aceea Iisus când a venit pe pământul acesta, El n-a venit să se bată cu piticii. Și El a venit să-L învingă pe uriaș.
Ce v-am povestit eu până acum este vorba de pitici. Deci boala ta, problema ta financiară, sărăcia, corupția, sunt niște pitici înaintea lui Dumnezeu. El n-a venit, Iisus, să se bată cu piticii, ci El a venit să-L învingă pe uriaș, adică păcatul. Pentru că uriașul care îți domină viața nu este boala, nu este sărăcia, ci este păcatul. Păcatul te-a făcut praf. Dumneavoastră aveți, arătați bine pe exterior, dar noi în interior suntem bătuți de satana. Suntem făcuți praf. Și pentru asta a venit Iisus. Asta este în promisiune, că El vine să învingă uriașul. Gândiți-vă dumneavoastră când David s-a dus să bată cu uriașul Goliat, gândiți-vă dacă nu-l bătea pe uriaș și bătea 10 filistieni din spatele uriașului. Era gata războiul. Dar dacă l-a bătut pe uriaș, ce-au făcut piticii? Au fugit. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Iisus a venit să bată cu uriașul, să-l învingă și piticii se rezolvă de la sine. Pentru că dacă dumneata le-ai rezolvată problema păcatului și nu mai fumezi, nu mai bei, nu te duci la femei, nu-ți înșeli soțul, soția, nu faci, nu minți, nu furi, păi vreau să întreb, numai dacă nu fumezi și nu bei, nu îți rămân bani mai mulți. Se rezolvă problema cu sărăcia, cumva. Dar cu sănătatea. Na. Dar El n-a venit să se bată cu piticii ăștia, El a venit să se bată cu uriașul, cu păcatul din viața ta și să-l biruiască. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce este în Iisus. Este promisiunea că mântuiește pe cineva de păcat. Dar în seara aceasta vreau să vă explic ce însemnează mântuire. Pentru că foarte puțini oameni din biserici înțeleg ce este mântuirea. Mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care rezolvă problemele păcatului din viața ta pe toate palierele. Adică dumneavoastră trebuie să înțelegeți, diavolul prin păcat ți-a făcut multe probleme. Mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care rezolvă problemele care ți le-a făcut păcatul în viața ta pe toate palierele vieții. Ce rezolvă mântuirea? În primul rând, mântuirea îți rezolvă problema trecutului. Pentru că dumneavoastră până în momentul acesta ați acumulat păcate, aveți mizerie, aveți murdării, aveți nelegiuiri, toate lucrurile astea apasă pe noi ca o tonă. De aceea devenim trudiți, devenim împovărați, devenim într-o criză a vieții, într-un conflict, într-un război interior, îți vine să te urci pe bloc, să-ți dai drumul fără parașută, nu mai suporți viața, ți-ai făcut țăndări familia. Înțelegeți dumneavoastră, toată problema asta a trecutului, dumneata le-ai avortul la activ. Spunea un medic care lucra la maternitate, zice, noaptea visez cum vine raba, o mașină mare, și răstoarnă copiii care am avortat în fața casei mele. Păi gândiți-vă dumneavoastră, ați făcut avorturi, am trădat, am înșelat, ne-am înșelat nevestele, bărbații, am furat, am mințit, am jonglat situația. Dumneavoastră ați păcătuit? A fost cineva într-o biserică, s-a pus o întrebare, zice, îi cineva aici fără păcat? Și un domn o ridică mâna. Și a zis slujitorul, dumneavoastră n-aveți niciun păcat, niciun. Zice, cum n-ați mințit niciodată în viață? Și zice, păi și asta e păcat. Eu am crezut că păcat e să omori pe cineva. Dumneavoastră aveți acumulate păcate ca și mine. Ce facem cu ele? Toate astea te trudesc, te împovărează. De aceea zice, veniți la mine toți. Toți? Care toți? Numai cei trudici și împovărați. Dar cine i-o trudit? Cine i-o împovărat? Păcatul. Ei, mântuirea îți rezolvă problema trecutului și în momentul când crezi în Iisus și iei promisiunea asta din Iisus, sângele lui Iisus Hristos te iartă de toate păcatele până în momentul ăsta. Și rezolvă toată problema trecutului și te iartă de toate păcatele sângele Domnului Iisus Hristos. Dumneavoastră, credeți asta? Acum vreau să vă întreb, dacă eu, de exemplu, iau promisiunea asta din Hristos și sângele Lui mă iartă de toate păcatele, cum rămân eu dacă sunt iertat de toate păcatele? Rămân fără păcat. Ei, asta e lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, asta se numește mântuire, adică Dumnezeu în lucrarea asta supranaturală îți iartă toate păcatele și face dintr-un om plin de păcate un om fără păcat. Asta e un lucru uluitor, asta înseamnă mântuire.
Dumneatale ai păcate, sângele ți le iartă al Domnului Iisus Hristos toate păcatele și rămâi fără păcat. Dumneavoastră înțelege ce înseamnă asta? Să rămâi fără păcat, asta face mântuirea. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să mergeți în cer? Dar trebuie să știți un lucru, cerul este un loc fără păcat. Și nimeni nu poate intra în cer decât fără păcat. Biblia spune, nimic întinat, nimic cu păcat nu poate intra în cer. De ce? Pentru că locul ăla e fără păcat. Și dumneatale, ca să intri în cer, trebuie să fii fără păcat. E de aceea, numai mântuirea îți rezolvă problema asta și îți iartă toate păcatele trecutului, devii fără păcat și mergi într-un loc fără păcat care se numește cer. De aceea, nimeni nu poate merge în cer pentru că are o religie. Ci noi putem merge în cer numai dacă suntem mântuiți. Pentru că mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu care rezolvă problema păcatului tău din trecut. Și îți iartă tot trecutul tău, devii fără păcat și dacă mori în momentul ăsta, unde te duci? Într-un loc fără păcat. De aceea, dacă dumneavoastră doriți să mergeți în cer, trebuie să deveniți fără păcat, lucru care e imposibil pentru mine. Eu nu mă pot ajuta pe mine, dar pe dumneavoastră. Singurul care ne poate ajuta este Iisus. Pentru că El a venit să te mântuiască de păcate, adică să rezolve toată problema trecutului și să rămâi fără păcat. Acum, ia gândiți-vă noastră. Dacă dumneavoastră luați promisiunea asta și în seara asta rămâneți fără păcat, dumneavoastră puteți înțelege că vine peste dumneavoastră o bucurie numită bucuria mântuirii care n-are motiv pământesc. Deci în momentul când ți se iartă toate păcatele și devii fără păcat, vine peste tine o bucurie cerească, o fericire, fără motiv pământesc. Adică n-ai nici casă, nici mașină, nu ești nici sănătos, nici frumos, dar ești fericit și bucuros. Fără niciun motiv. Deci efectiv devii fericit și bucuros fără motiv pământesc. De aceea orice sărac, orice om cu handicapuri, într-un cărucior cu rotile, poate să fie fericit și bucuros dacă este mântuit. Pentru că mântuirea aceasta, când îți iartă toate păcatele, îți dă bucuria mântuirii fără vreun motiv, fără vreun succes. Chiar dacă ești în eșec și faliment. De aceea noi avem o cântare care zice, o, cât mă simt de fericit că am un BMW. Nu zice așa cântarea. Dar dumneavoastră când sunteți, când zâmbiți? Nu, zice, o, cât mă simt de fericit că am ce? Mântuitor! Deci în momentul când El, Iisus, devine mântuitorul tău personal, îți rezolvă, în El există rezolvarea problemei păcatului tău din trecut. Ești lăsat fără păcat și vine peste tine o bucurie a mântuirii. Eu la 23 de ani, când am fost mântuit și mi s-au iertat toate păcatele, eu am fost fotbalist. Asta a fost meseria mea și am acumulat destule păcate. În momentul când Dumnezeu mi-a iertat păcatele și eu am crezut că sângele Domnului Iisus poate să-mi ierte păcatele, parcă mi-au crescut niște aripi, parcă am devenit un înger și parcă zburam, nu mai mergeam pe jos, pe pământ. Pentru că eram fericit, mă gândeam și eu, Doamne, n-am câștigat niciun meci, n-am fost cu nicio fată la cofetărie, n-am băgat niciun ban în buzunar. De unde vine bucuria asta și fericirea asta? E, bucuria și fericirea adevărată, dumneavoastră, la începutul anul, v-ați surat ceva, zice, an nou fericit. Și cum? Cum fericit? Credeți că dacă vă luați un BMW o să fiți fericiți o săptămână? După aia vrei Maserati. Casa nu-i mai bună, haina nu-i mai bună? Nu! Bucuria și fericirea adevărată sunt fără motiv pământesc. Ele vin din mântuire. Binecuvântat să fie Domnul. Așa că, dragilor, dumneavoastră trebuie să credeți oricum. De aceea trebuie să înțelegeți că nu-i prin faptă. Ca să nu se laude nimeni că a putut să se mântuiască prin fapta lui. Adică nimeni nu ne putem salva din păcat. Cu cât dumneavoastră o să încercați mai mult, o să eșuați mai tare. Singurul care te poate salva, singurul care te poate mântui, este Hristos. El îți rezolvă problema asta cu trecutul și îți iartă toate păcatele. Vreți? Da, trebuie doar atât, să credeți. Și asta nu vrea om, ce nu se poate.
Trebuie să dau niște bani, trebuie să fac o slujbă, trebuie să fac un pelerinaj, trebuie să mă duc undeva, să mă duc la Biserica Baptistă, Pentecostală, Ortodoxă. Nu! Ce veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da. Deci asta este una dintre problemele care rezolvă mântuirea, problema trecutului pentru că ai păcate. Dar problema de fond nu este păcatul tău, ci problema de fond este cine a făcut păcatul. Cine a făcut păcatul? Păcătosul, care e ăla? Deci acum trebuie să înțelegeți, mântuirea nu rezolvă doar problema păcatelor din trecut, ci rezolvă și problema păcătosului în prezent. Pentru că dacă nu rezolvă problema cu păcătosul care a făcut păcate, chiar dacă păcatele îmi sunt iertate, eu ca păcătos ce o să fac mâine? Și atunci Dumnezeu trebuie să facă ceva și cu păcătosul, nu doar cu păcatele din trecut, ci trebuie să facă ceva și cu păcătosul de mine. De aceea rugăciunea de fond în Biblie nu este Doamne, ai milă de păcatele mele, ci este Doamne, ai milă de mine, păcătosul care fac păcate. Deci problema de fond care trebuie rezolvată este păcătosul. Acum, dacă Dumnezeu îmi iartă toate păcatele din trecut și mă las așa, păcătos, eu voi face păcate și asta nu este mântuire, nu este salvare. De aceea mântuirea este lucrarea supranaturală care rezolvă probleme păcatului pe toate palierele. Deci rezolvă problema cu păcatele din trecut, dar rezolvă problema și cu păcătosul în prezent. Și ce face? Îți dă putere peste păcat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fiecare dintre noi, în interiorul nostru, de când ne-am născut, este un izvor, un canal pe unde curge nelegiuire, păcat, mizerie și murdărie. Și ascultați-mă ce vă spun. Robinetul de la izvorul ăsta, de la canalul ăsta, nu-l poate închide nimeni. Oricât ai încerca cu voința ta să închizi izvorul păcatului, tu nu poți. De aceea este nevoie de ceva supranatural care vine de la Dumnezeu și Dumnezeu rezolvă problema și cu păcătosul și vine cu puterea lui și închide robinetul. Dumneata le poți numai să deschizi robinetul, dar să-l închizi nu poți. De aceea niciun om nu se poate lupta cu păcatul să-l oprească. Pentru că este un izvor deschis în interiorul nostru. Așa ne-am născut. Ei, trebuie să vină Dumnezeu să rezolve problema cu păcătosul și să închidă și robinetul cu puterea lui. Binecuvântat să fie el. De aceea sunt, de exemplu, prieteni care vin în adunările noastre și spun la un moment dat, zice, mă, m-aș pocăi. Dar zice, mi-e frică. De ce e frică? Ce mi-e frică că nu pot să țin. Dar de ce zice asta? Lui nu-i frică că Dumnezeu iartă păcatele și el crede că Dumnezeu iartă păcatele. El știe cine e el și ce face el. Ce voi, n-are rost să mă duc, mă duc acolo în față și eu știu cine sunt la noapte, știu cine-s mâine. Și apoi n-are rost să mă fac de rușine. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu vă fie frică. Pentru că în momentul când ești mântuit, ți se iartă păcatul și îți dă Dumnezeu putere peste păcat. Tu te poți lupta cu păcatul toată viața ta și te va bate în continuu. Dar Dumnezeu vine cu puterea lui și închide robinetul. Asta însemnează mântuire. Iertare și putere. Iertare și putere. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă nu ai scăpat de o viață de păcat, nu ești mântuit. N-ai fost mântuit niciodată. Pentru că nu este doar iertare, este și putere peste păcat. Nu e vorba că nu mai greșești niciodată, dar este o putere să nu mai trăiești o viață în păcat. Eu când am fost în lume, am trăit o viață în păcat. Și acum mai păcătuiesc din când în când, mă enervez din când în când, sau mă uit undeva unde nu trebuie din când în când, sau zic ceva din când în când. Dar eu nu mai trăiesc o viață în păcat. Înainte discoteca era viața mea, muzica populară era viața mea, lucruri din lume erau viața mea, care le trăiam într-un mod continuu, tot anul. Ei, când este izbăvire, mântuire, însemnează că Dumnezeu te smulge din viacul ăla și îți dă putere să nu mai trăiești o viață în păcat. Într-un azil de nebuni, le făcea tratamente. Și după ce urma un tratament,
testul ca să vadă dacă își reveniseră era următorul. Dădeau drumul la un robinet, la ghiuvetă, să curgă apă. Și lăsa să umple ghiuveta și să cadă pe jos. Și dădea la bolnav un mop și o găleată. Și zicea, te rog frumos să cureți apa. Acum vreau să vă întreb, dacă bolnavul își revenise, ce făcea prima dată? Măi, ce rost are să te dai cu mopul dacă robinetul nu e închis? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți de aici ceva. Noi suntem cu mopul și cu găleata. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Hai, iară la spovedanie, iară la mărturisire și mâine tot aia faci. Noi dăm numai cu mopul. Păi ce trebuie făcut? Deci problema noastră de fond care e? Să dăm cu mopul? Da, aia e o lucrare, dar dacă robinetul nu este închis, tu poți să te duci să te spovedești toată viața ta, poți să vii să te mărturisești la mine toată viața ta. Tu ai nevoie ca cineva să închidă robinetul, că tu nu poți. Tu poți doar să spui, am păcat, am păcat, am păcat, am păcat. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Dar mântuire nu este doar Doamne, iartă-mă, ci este puterea lui Dumnezeu care vine și închide robinetul. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că aveți copii și afară, la stradă, în fața casei dumneavoastră, să facă excavații, să zicem, se bagă canalizarea și îl învățați pe copil, ai grijă, nu te duci afară, că o să cazi în groapă și acolo sunt gropi și îl înveți diferite lucruri ca să nu ajungă în groapă. Și copilul nu te ascultă. Și îți duci afară și cade în groapă și țipă din groapă. Tati, tati, și tu fugi repede. Ce-i, fiule? Și copilul din groapă zice, tati, nu te-am ascultat. Am greșit, îmi pare rău, n-am ascultat de tine, te rog frumos să mă ierți. Și tatăl de sus se uită la fiul în groapă, zice, fiule, te-am iertat, la revedere. Și pleacă. Îi salva copilul. Dar iertat? Da. Dar nu-i salvat, asta nu e mântuire. E cei mai mulți oameni merg, iertare, 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 iertare. Dar dumneavoastră nu înțelegeți, mântuire nu însemnează doar iertare. Mântuire însemnează iertare. Și că Dumnezeu se bagă după tine din groapă și te izbăvește, te mântuiește. Nu te lasă acolo în groapă. Asta însemnează mântuire, smulgere, salvare, izbăvire, mântuire. Adică tu ești într-o groapă din care nu poți ieși. Ai un robinet în tine care nu-l poți închide. Dar vine Dumnezeu în groapa ta cu puterea Lui și închide robinetul și te izbăvește de acolo. Eu n-am crezut niciodată în viața mea că o să pot să scap de anumite lucruri. De exemplu, unul dintre lucrurile care am avut eu ca patimă a fost muzica populară. Acum, dumneavoastră, sunteți la oraș, poate, n-aveți așa ceva. Dar când cânta ăla cu torogoata, se face părul așa. Și eu mă duceam la căminul cultural, eram și fotbalist, sportiv, mă duceam, bărbații duceau la aparate, jucau la aparate și eu le jucam nevestele. Deci nu puteam, am zis, băi, eu n-am cum să mă las de muzică populară, de discotecă, de cheful, niciodată. Ascultați-mă, în momentul când am fost mântuit într-o noapte, m-am dus direct la discotecă să văd ce se întâmplă cu mine. Și la ușa discotecii am început să plâng și n-am mai intrat acolo niciodată. Pentru că lanțurile de pe mine au căzut, pentru că eram mântuit. Nu eram doar iertare de păcate, ci eram mântuire, salvare. Și asta n-am făcut-o prin puterea mea, că 6 ani m-am străduit să scap din mocirlă, din groapă și m-a fundat mai tare. De aceea, dragule, trebuie să înțelegi în seara asta, dacă cumva te dui la vale, dacă viața ta e făcută praf, trebuie să înțelegi că există o promisiune în Iisus, că te va mântui. Ce însemnează asta? Însemnează că te iartă, dar îți dă și putere. De aceea, cele două evenimente în Biblie care reprezintă cele două lucruri care v-am spus, iertare și putere, este Golgota și Cincizecimea. Ați auzit de ele? Golgota și Cincizecimea. Ce s-a întâmplat la Cincizecime? Ce a venit? Vreau să vă întreb, Duhul Sfânt iartă de păcate? Și de ce a venit? Să-ți dea putere ce? Să nu mai faci păcat. Deci la Golgota ce se întâmplă? Ce s-a plătit la Golgota? De ce a zis Domnul? S-a achitat, s-a isprăvit, s-a plătit tot păcatul tău. Adică tot păcatul tău este rezolvat și este iertat în sângele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Amin. Dar zice, eu nu vă las orfani, nu vă las așa, doar cu iertare de păcate. Zice, eu vă voi trimite un, adică vă trimit o putere,
atunci era o perioadă de tranzit și evenimentele sunt separate, dar acum mântuirile sunt lipite. Golgota, cincizecime, amândouă. Iertare și putere. Păi cum citiți dumneavoastră în Scripturi? Zice, prin Moise a venit legea, dar prin Hristos ce a venit? Harul, ați cântat despre har. Și zice, noi am primit din plinătatea lui ce? Har după har. Dar de ce trebuie har după har? Nu-i suficient harul. Adică dacă el are plinătate și îmi dă har, de ce trebuie har după har am primit? Pentru că harul, zice în Efeseni, aduce răscumpărarea și iertarea păcatelor. Dar tot harul, zice în Romani, zice, păcatul nu va mai domni asupra voastră că nu sunteți sub lege, ci sub har. Deci harul iertării și harul puterii. Trebuie har după har. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, oricine vine la Golgota, îi se rezolvă problema păcatelor lui. Dar nu te lasă Dumnezeu așa, îți trimite o putere, lasă Duhul Sfânt în mântuirea ta și îți dă putere peste păcat și să nu mai trăiești o viață în păcat. Nu însemnează că ești perfect, nu însemnează că ești desăvârșit, nu însemnează că nu greșești, nu însemnează că nu păcătuiești și David a păcătuit, dar n-a trăit o viață în păcat. Deci, vei mai greși, dar nu vei trăi permanent. Acum, nu vreau să vă supăr cu o ilustrație. Gândiți-vă dumneavoastră, facem o comparație, dar să nu luați în dreptul dumneavoastră, că nu vreau să vă jignesc. Nu intenția mea. Gândiți-vă care e diferența între o pisică și un porc. Gândiți-vă că aruncați pisica în mocirlă, în gunoi. Ce face pisica? Se simte bine? Dar o căzut. O căzut în mocirlă. Cade și ea. Și ce face acolo? Miaună, strigă, țipă și când iasă afară, urmăriți ce face? Cum se curăță toată, pentru că ea nu suportă gunoiul. Luați un purcel și curățați-l cu Ariel și dați-i drumul. Unde se duce? Și cum face acolo? Adică aia e lumea lui. Lumea lui e curvia, e distracția, e fumatul, e băutul, e jonglatul, e înșelucea. El trăiește o viață. Asta nu semnează că după ce primești har, vezi, de exemplu, o femeie frumoasă și nu ești ispitit. Dar imediat ai putere. Pentru că vine în tine o putere. De aceea vă rog frumos să nu vă fie frică. Mântuire însemnează că Dumnezeu are putere să-ți ierte păcatele, dar are putere și peste păcat. Vreau să vă întreb, a păcătuit Iisus vreodată? Și vi-e frică cu El? Nu. În El, în Iisus, este promisiunea de mântuire. Uitați-vă dumneavoastră în Vechiul Testament, ca să nu vă fie frică, să înțelegeți. Uitați-vă în Vechiul Testament, când venea Duhul Sfânt, venea peste om, nu venea în om. De-abia de la cincizecime, Duhul Sfânt are reședința în om. Dar până la cincizecime, Duhul Sfânt venea peste om. Și ce primeau? Când venea Duhul Sfânt peste un om, primea putere exterioară. Citiți în Vechiul Testament, vedeți cum un judecător, când venea Duhul peste el, izbăvea un popor de dușmani. Gândiți-vă la Samson. Avea putere, cu o falcă de măgar, câți filisteni au omorât? Aia nu erau copii. 1000 de bodyguards, 1000 de soldați au omorât cu o falcă de măgar pentru că venise Duhul peste el. Îl mișca Duhul lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră că s-a întâlnit cu leu din pădure. Și ce-a făcut cu leu? L-a întors pe dos pe leu și l-a aruncat la cușul de gunoi. Aveau putere exterioară. Ei, când a venit Duhul Sfânt în noi, puterea nu mai e exterioară, ci este în interior asupra leilor și a vrăjmașilor. Când a venit Iisus în pustie, era plin de Duhul Sfânt. Ce, a omorât 1000 de romani? S-a dus la Irod și la Pilat și a bătut? S-a bătut cu lei din pădure? Nu, a învins toate ispitele pline de Duhul Sfânt. Asta însemnează că eu în Noul Testament, când vine Duhul Sfânt în mine, cum a avut Samson putere să biruiască 1000 de dușmani, eu am putere în interior să biruiesc 1000 de duhuri. Și cum el a biruit leii din pădure, eu pot să biruiesc, de exemplu, leul pentru pofta față de o femeie frumoasă. Deci tu dezbraci pofta aia pentru că vine în tine o putere. Altfel, suntem la fel. Când Samson i s-a luat puterea, cum a rămas?
El a zis că se scutură ca mai înainte, dar Duhul nu mai avea nicio putere. A pus aia mâna pe el și l-a biruit. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Duhul vine în interior și îți dă putere. Numai că tu acum trebuie să veghezi. Asta e lupta ta. Ce vegheați în tot timpul. Luptați-vă până la sânge, să nu cumva să deschideți robinetul care l-a închis Dumnezeu în mântuire, că ajungeți înapoi. Asta e lupta noastră. Să ne ducem mântuirea până la... Nu să ne mântuim, ci să ducem mântuirea noastră până la capăt. Să ducem lupta asta, să ținem închis robinetul. Doamne, ai milă de noi. Păi gândiți-vă, femeia aia păcătoasă, care a fost prinsă în actul preacurviei, a fost dusă și aruncată în fața Domnului Iisus. Ce i-a zis Domnul Iisus? Două lucruri. Zice, nici eu nu te osândesc, adică iertare. Și atât? Ce i-a zis mai departe? Du-te! Păi cum să mă duc să-l mai păcătuiesc? Eu? Păi eu nu știu cine sunt eu. Nu știu ce am făcut eu, cum să mă duc să-l mai păcătuiesc? Asta înseamnă când Dumnezeu zice, iertare și îți dau putere. Femeia aia era o demonizată, o femeie în curvie, dar ea n-a mai trăit așa, s-a dus și n-a mai păcătuit. Adică n-a mai trăit o viață în păcat. Dar cine o da putere? Cine o da și iertare? Cine poate să te ierte? Poți tu? Păi dacă poate El să te ierte, nu poate El să te împuternicească? E același lucru. Numai că noi nu credem. La iertare credem cum credem. Dar să-mi dea Dumnezeu putere să nu mai trăiesc o viață în păcat. Nu. Mi-e frică că nu pot să țin. Păi nu știu dacă ați văzut motoul acestei biserici. V-ați uitat bine. Dă-i afișajul. Uite cineva acolo. Dacă... Ia uitați ce zice acolo. Vedeți? Pot ce? Dumneavoastră puteți înțelege. Pot totul unde? În Hristos, care ce face? Dumneavoastră înțelegeți motoul ăsta. Adică nu-i doar iertare, ci este putere în tot. Binecuvântat să fie Domnul. Na, acum ne apropiem de final. Nu-i finalul, numai ne apropiem de unii. Da. Vreți iertare și putere? Câți vreți? Ridicați o mână. Dumnezeu să vă ajute. Înapoi să vedem cum. Pune-te, rog, să vadă toți faptele Apostolilor 2:37. Petru altă dată predica mai sfânt ca mine, mai cu putere ca mine, despre El, despre Hristos, despre mântuire, despre domnia Lui. Și acum fiți atenți în urma predicii Lui ce s-a întâmplat. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Dacă pot să afișez, m-aș bucura să îi auziți dumneavoastră. După ce au auzit aceste cuvinte, cum au zis dumneavoastră în seara asta, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem să primim iertare și putere? Și au zis primul cuvânt. Să cântăm în cor. N-ar fi fain. Să mergem la o biserică. Ce trebuie să facem? Dar numai asta nu vrem să facem. Am face orice. Am cânta, am merge misiune, am face tabere, am da bani, am face slujbe, orice, numai să nu ne pocăim. Dar asta n-am zis eu. Ce pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, în care a fost mântuit. Deci vă rog frumos să observați că botezul este după pocăință. Adică dacă nu te-ai pocăit, nu ai ce exprima la botez. Pentru că botezul, de fapt aici e un baptistier, botezul, cel care vine aici, trebuie să exprime pocăința care a avut-o. Dacă nu exprimă pocăința care a avut-o în interior, botezul care îl face aici nu este valid. Și indiferent de religie unde se face, nu este valid fără pocăință. De aceea botezul este un act care exprimă ceva. Dacă nu s-a întâmplat ceva în interior, n-ai fost mântuit, n-ai fost iertat, n-ai primit putere, nu ai ce exprima, pentru că botezul nu exprimă altceva decât moartea
Și învierea la o altă viață. Păi dacă tu n-ai murit față de viața trecută, nu ești iertat și n-ai primit putere să ieși la o viață nouă, botezul ăla nu e valid. Noi am avut un botez în adunare și la sfârșit vin cu flori și felicită candidații care s-au botezat și vine la un domn și zice, felicitări, vine să-l felicite. Dar el zice, dar de ce mă felicitați pe mine? Da, ăștia, dar pe cine? Și pe nevastă mea, că eu m-am făcut să mă pocăiesc. Felicitați-o pe ea. Băi, omule, dacă te-o făcut să te pocăiești nevasta, botezul tău nu este valid. Nu ești mântuit. Pentru că n-are ce exprima. De aceea mântuirea este colectivă. Este familială. Dar cum e? Dumnezeu, să înțelegem, mântuirea este personală. Dacă tu n-ai fost mântuit, soția ta nu poate să depună în locul tău nașul sau neamul sau păstorul sau cine o fi, oricine te-ar boteza. Nu se poate întâmpla nimic. Gândiți-vă ce zicea Ion Botezătorul, nu eu. Zice, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dar cui le zice asta? La aia care veneau să se... Și ce au zis? Faceți fapte vrednice de... Păi dacă nu ai pocăință și n-ai exprimat pocăința, botezul nu este valid. Trebuie să înțelegi. Lasă versetul ăla acolo, te rog, că îl găsim greu și îl luăm repede. Deci pocăiți-vă! Înțelegeți dumneavoastră? Pocăința este singura metodă lăsată de Dumnezeu care prinde mântuirea. Și dacă te-ai botezat exprimând pocăința și în viața de credință te duci la vale, mântuirea din groapă se face tot prin pocăință, ridicarea. Și acum fiți atenți ce primim. Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Și acum fiți atenți, două lucruri. Spre iertarea păcatelor și veți primi. Deci despre ce am vorbit în seara asta? Iertare și... Dumneavoastră ați ridicat mâna că le vreți. Nu vă mai pun să ridicați mâna. Vreți și să vă pocăiți? Dar ce-o fi pocăința? Bun, am înțeles că numai pocăința atrage mântuirea lui Dumnezeu. Ce-o fi pocăința? Dragilor, pocăință însemnează să vezi cu adevărat cine ești tu și să nu-ți mai pese de imaginea ta. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fiecare dintre noi ne-am construit o imagine în lume. Ne-am construit o strălucire datorită frumuseței, funcției, poziției, familiei, mașinii, slujbe și așa mai departe. Ei, în momentul când te pocăiești, pocăința degradează strălucirea ta. De-aia nu se pocăiesc oamenii. Pentru că pocăința degradează strălucirea care ți-a obținut-o pe pământul ăsta. Și toate ar fi bune până aici, dar cum, domnule? Păi gândiți-vă dumneavoastră la femeia aia prinsă în preacurvie. Stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos cu căință și cu pocăință. Și Domnul Iisus scria pe pământ și erau acuzatorii, cărturari și farisei, că erau foarte aprinși pentru religia lor. Și stăteau acolo. Și Domnul Iisus scria, cineva spune că scria păcatele lor. Dar el a zis așa, care dintre voi n-aveți păcat, ce să faceți? O arunca vreunul. Aveau păcat. Și ce au făcut? S-au pus lângă prostituata aia în genunchi și au zis, Doamne, și noi avem păcate și avem nevoie și noi să ne pocăim. Așa au făcut. Dar de ce? Pentru că aveau o prestanță. Aveau o onoare. Aveau o reputație. Avea o strălucire. Cum? Lângă prostituata asta să mă pun. Există chemări care le facem la evangelizări și e o cercetare în popor. Și zici, băi, acum sigur îi vezi pe oameni ăștia, o să iasă în față. Și primul care iasă, un drogat. Un bețivan. Miroase ca la porci și iasă în față. Și zic, fraților, dar care măi să mai vină? Și auzi pe oameni, aș fi ieșit și eu în față, da? O ieșit ăla, nu mai puteam ieși. Dar de ce nu mai puteai ieși? Pentru că îți degradează strălucirea ta.
Știți cu cine era prieten Iisus? Cu Irod, cu Pilat, a avut audiențe la ei. Cu cine era prieten? Cu vameșii și cu curvele. Nu vi se pare interesant? Prietenul păcătoșilor. Dar vezi, când te faci păcătos și te pocăiești, asta îți degradează strălucirea ta și nu pică bine. O zis unul, zice, eu m-aș pocăi, zice, dar să nu știe nimeni. Păi cum e aia? Dar de ce să nu știe nimeni? Păi nu aș vrea să știe nimeni. A fost un frate și mai le avea cu băutura și într-o zi o căzut de toți, o îmbătat. El nu mai știu ce a făcut, dar dimineața au fost frații la el. Știți ce a zis prima dată fratele? Auzi, fraților, am greșit, am păcătuit, dar vă rog eu frumos să nu știe nimeni. Dar ăștia zic, bă, te-au adus cu roaba, bă, prin mijlocul satului. Dar el tot aia, bă, să nu știe nimeni. Dar de ce nu vrei să știe că tu te droghezi? Că bei, că fumezi, curvești. Că ești un prăpădit, că ești un bandit, că ești un nenorocit. Am zis într-o biserică, dacă este vreun bandit aici, să vină în față sau să ridice în picioare. Știți ce ori zis după predică? Ăsta e predicator, nu a făcut bandiți. Dar eu n-am zis de nimeni că e bandit. Eu am zis, dacă e vreun bandit, să se ridice în picioare. Na, acum, numai ca să vedeți, să facem un test. Uite, toți copiii care sunteți aici la școală, vreau să vă întreb, voi ați copiat vreodată la școală? Păi și ce e? Uite, bandiți, cum să aici. Adică cum nu suntem? Nu vrem. Copiem, furăm, junglăm, mergem. Pacea Domnului. Bă, mai văd câte o cercetare în biserică și le vin la surori să plângă și când le vine să plângă, fac așa. Păi de ce nu plângi, mă? Dar plânge, mă, dar cu capul de pământ. Nu putem, avem o pudoare. Avem o reputație. Cum? Să se uite toți la mine că plâng? Să mă ridic în picioare că eu sunt un păcătos notoriu? Nu. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu are iertare și putere. Dar noi nu vrem să ne pocăim. Eu n-am mai văzut pocăință de mult timp. N-am mai văzut oameni să facă. Văd oameni care fac așa. Dar nu așa. Da? Ăla-i. Din cauza lui, din cauza ei. Ai văzut ce s-a întâmplat acolo? Voi ați auzit ce s-a întâmplat acolo? Da, acolo. Dar de ce nu spui ce s-a întâmplat cu tine? Nu. Hai să vă citesc din Scripturi, să vedeți un om care s-a pocăit, dar să nu știe nimeni. În culise, se numește regele Saul. Eu zic dumneavoastră, dacă pot să afișez, 1 Samuel 15 cu 23, prorocul Samuel vine la regele Saul și îi spune următoarele cuvinte. 1 Samuel 15 cu 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafime. Ascultați-mă ce vă spun acum. Deci, dacă nu asculți de ce zice Dumnezeu în cuvânt, asta însemnează păcat. Dumneavoastră puteți înțelege ce însemnează păcat. Deci, Iisus vorbește în Noul Testament ceva, dacă eu nu fac ce zice Iisus, aia se numește păcat. Neascultarea de Dumnezeu este tot atât de vinovată. Este vreunul aici care poate fi pus pe palierul unui ghicitor? Și nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, faptul că nu asculți de Dumnezeu. Fiindcă ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, îi zice regelui, și n-am ascultat cuvintele tale. Și versetul 25 zice, acum te rog, iartă-mi păcatul. Dar fiți atenți ce zice. Întoarce-te cu mine. Ce se întâmpla? În culise, după cortină, era regele cu prorocul. Prorocul i-a zis, Domnul te-a lepădat. Afară era poporul cu bătrânii care așteptau ca regele să iasă, să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu cu
cu autoritatea spirituală lângă el, Samuel. Și Samuel, după cortină, zice, ai păcătuit, ai lepădat cuvântul Domnului, ești ca și ghicitorii, închinători la idoli. Și Saul, după cortină, zice, iartă-mă, am greșit, dar întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului, vorba în fața poporului. Versetul 26, Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Adică i-a spus, eu nu mai ies cu tine în fața bătrânilor și în fața poporului. Și acum fiți atenți ce face Saul. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și l-a tras. Interesantă pocăință. Cum a zis, iartă, m-am greșit, dar îi rupe haina de pe el. Dar de ce îi rup haina? Că nu voia să iasă în fața poporului, să-și păștreze imaginea în fața poporului. Acum fiți atenți, Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și dă altuia mai bun decât tine. Și versetul 30, Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Observați? În culise, după cortină, se pocăiește, dar să nu știe nimeni. Ești cu mine și pozăm. Păi eu vreau să vă întreb, de ce n-a ieșit Saul în fața poporului? Zice, băi, oameni buni, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu mi-a trimis un mesaj. Sunt un lepădat. Dumnezeu m-a lepădat, eu nu mai sunt rege. Am păcătuit, călcați-mă în picioare, scuipați pe mine. Numai să aibă milă Dumnezeu de mine. Avea milă Dumnezeu de el dacă făcea așa. Dar nu, ce întoarce tu cu mine că vreau să-mi păstrez imaginea. Știți ce s-a întâmplat cu el? A avut milă Dumnezeu de el? Asta facem noi. După cortină, da, toți am păcătuit, suntem păcătoși, da. Dar când ieșim, n-am vrea să știe nimeni că ne pocăim. N-am vrea să ne stricăm reputația, n-aveam să ne stricăm strălucirea câștigată de atâta timp. Avem un neam, avem o familie, avem nu știu ce. Nu. Dacă vrei mila lui Dumnezeu, nu te mai interesează de nimeni și de nimic. Dacă vrei iertare și putere și vrei să fii mântuit, atunci ieși spre Dumnezeu păcătos și zici, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Cei care, dacă sunteți aici din Biserica Ortodoxă, vă rog frumos să urmăriți în liturghie de câte ori se repetă fraza asta. Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Miluiește-mă! Ăsta e un strigăt a unui păcătos. Poate oamenii nu înțeleg. Dar cel care a compus-o strigă către Dumnezeu. Ai milă de mine, păcătosul! Dar noi nu ne trebuie să ne uităm. Ai văzut ce tocuri are? Bă, ce costum și-o lua și ăla. Bă, veni și ăla la biserică. Nu ne pocăim. Nu ne pocăim. Uitați-vă la David, care a păcătuit, a curvit și a ucis un om. Și după ce a făcut lucrul ăsta, era rege. Când i s-a făcut de cunoscut păcatul, a trimis un psalm, o cântare la templu, la dirijor, dirijorul să cânte în templu păcatul lui și regele David să stea acolo. Ce merit! Voi merge desculți, mă vor blestema, vor scuipa pe mine. Merit! Poate Dumnezeu va avea milă de mine. A avut milă Dumnezeu de el? A avut. Înțelegeți care e diferența între cei doi regi? Unul nu voia să-și piardă reputația și strălucirea, celălalt a mers desculț, cu capul în pământ, o trimis cântare la templu cu păcatul lui. Dumneavoastră, după mii de ani, știți că David a curvit pentru că el a mărturisit. A fugit din cauza păcatului lui, n-a rupt împărăția, dar Dumnezeu a avut milă de el și l-a dus înapoi. Unul dintre slujitorii care avem în țară, poate că cei mai mulți ați auzit de el, este fratele Marius Crucieru. Fratele Marius Crucieru a avut un frate numit Aurel Crucieru, cred că undeva pe la Ploiești, tatăl lor era păstor. Fratele lui Marius, Aurel Crucieru, avea auz absolut. Adică ce înseamnă auz absolut? Bas, ceva și știa să pună notă. Indiferent ce sunet era, punea notă.
Și pentru că era cu talent mare, a părăsit familia, biserica, a evadat și s-a dus în lume și a făcut o trupă, s-a dus în lume. Mărturisea fratele Marius, zice, eu, mai golan și mai prăpădit om ca fratele meu Aurel, n-am văzut cum a ajuns. Îl cunoștea Ploieștiul, Sinaia, Bucureștiul. Zice, la o mormântare a unui frate, am încercat să-i spun despre pocăință și s-a uitat la mine și a zis, dacă mai deschizi gura să vorbești de pocăință, te scot afară. Deci era în stare să-mi fac orice, să mai deschizi gura de pocăință. Și nici n-am mai avut curajul să-i vorbesc despre pocăință. Numai mama ne-a învățat să ne rugăm pentru el. La 58 de ani, deci îl sunam înainte de Paști, de sărbători, îl felicitam sau îi spuneam ceva. Deci înainte de Paști, pe la 58 de ani, cu o săptămână, îl sun. Vorbesc cu el și înainte ca să închid, zice, auzi, nu închide. Păi, ce vreau să spun ceva, ce? Ce mâine mă duc la biserica noastră. Cum biserica noastră? Că asta a fost de la 18 ani înapoi. Ce mâine mă duc la biserica noastră. Ce am închis, l-am lăsat peste o săptămână, fratele Marius slujea pe la Arad și primește un mesaj pe telefon. Cineva din biserică de la Ploiești care îl cunoștea, i-a scris un mesaj. Nu vă supărați, frate Marius. Numele Aurel Cruceru vă spune ceva? Are vreo legătură cu dumneavoastră? Zice, pentru că atunci când păstorul a făcut anunțurile în față, a venit în fața tuturor cu costum ud. Zice, atât a plâns că a negrit costumul. Și s-a uitat la toată biserica și a zis, oameni buni, tatăl meu a fost păstorul acestei biserici. Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de Dumnezeu. Mi-am bătut joc de credință. Mi-am bătut joc de mine. Zice, mă mai puteți primi înapoi. Mărturisea fratele Marius și zicea, zice, n-am văzut în viața mea un om mai schimbat ca fratele meu. Pentru că cât pocăința e mai puternică, cu atât experimentezi iertarea și puterea. Zice, cui se iartă mult, iubește mult. Deci iertarea și puterea, mântuirea vine în funcție de puterea pocăinței tale. Dacă tu vrei să te numai nu să vadă, nu știu, treaba ta. Dar nu atragi mântuirea lui Dumnezeu. Uitați-vă cine a fost mântuit în Biblie. Și mărturisea fratele Marius, zice, a trecut vreun an și jumătate, vreun an și 8 luni, aproape 2 ani, și fratele lui Aurel a făcut o orchestră de copii în biserică cu care cânta, și după vreun an și 8 luni, 2 ani, zice, la o slujbă se ridică Aurel, zice, cânt și eu o cântare. Și cântă cântarea, Vine o zi, când dureri nu vor mai fi. Deci cântă cu orchestra 2 cântări, se pune pe scaun, zâmbește și pleacă. Și tinerii se duceau, se uitau și zicea, Neaurel, zicea, a plecat. Ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Murise, plecase. Dumneavoastră puteți înțelege ce face mântuirea? Te lasă cu un zâmbet pe buze înainte de moarte. Și asta e mare lucru. Înainte ca să mori, stai în fața Doamnei îmbrăcate în negru, moartea, ca Simeon, și spui, slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Mântuirea face dintr-un om plin de păcate un om fără păcat, ca să poată merge într-un loc fără păcat. Dă putere peste păcat și te lasă cu un zâmbet înainte de moarte. Și ca apostolul Pavel zice, pentru mine a muri e cu zâmbetul pe buze. Pentru că ești mântuit. Spunea fratele Marius, zice, bă, mi-era ciudă pe el. 58 de ani, un golan, un prăpădit. Și acum se pocăiește, se pune pe scaun, zâmbește și pleacă. Parcă nu-i corect. Dumneavoastră vi se pare corect? N-ați auzit oameni zicând, 60 de ani a fost o prăpădită în lume, acum s-o pocăit, o iertat-o Dumnezeu. Da. Dar noi nu vrem să credem. Suntem răi. Pentru că Dumnezeu e bun, noi suntem răi. Noi am vrea Dumnezeu să aibă numai niște boboci.
așa de 17-18 ani, nu o păcătoasă și un drogat și un prăpădit care 70 de ani și-a făcut de cap în lume, acum se pocăiește, le iartă Dumnezeu, zâmbește și pleacă. Asta e mântuirea. Și tu ai anumiți ani. Nu mai ești de 15, nici de 18. Ai acumulat o bombă în viața ta și aia într-o zi va exploda. N-ai vrea să te pocăiești în seara asta? Să dezamorseze Dumnezeu bomba asta, să spună ești iertat. Când știu că sunt iertat de zeci și zeci de mii de păcate, cum pot să mă simt decât bucuros și fericit? Nu mi-e frică pentru că știu că Dumnezeu îmi dă putere și pot totul în Hristos care mă... Dar iertarea și puterea, mântuirea asta, nu vin către tine doar prin pocăință. Nu vă mai înșelați cu noi. Nu vă mai înșelați nici cu alții din altă biserică. Nu vă mai păcăliți cu banii și cu alte lucruri. Promisiunea asta este în Iisus Hristos. El nu te promite că te va vindeca, nici că vei avea o viață de belșug, ci îți promite că te poate mântui. Credeți în Dumnezeu! Toată puterea asta a lui Dumnezeu vine peste tine când în fața Lui te dezgolești. Nu-ți mai pasă de strălucirea și de imaginea ta și spui, Doamne, eu sunt tâlharul. Dumneavoastră știți că Domnul Iisus a fost răstignit și crucea Lui a fost în centrul pământului. Vreau să vă întreb, în stânga și în dreapta, cine era răstignit? Oricum dumneavoastră trebuie să înțelegeți, la stânga și la dreapta Lui sunt numai tâlharii. Depinde în ce parte ești. Oricum toți suntem tâlhari. De la omul ăsta care stă aici, până la de la ușă, firea noastră e tâlhară la toți. Numai că un tâlhar a fost mântuit și un tâlhar nemântuit. N-au văzut amândoi aceeași imagine? N-au auzit amândoi aceleași cuvinte? De ce unul mântuit și unul nu? Pentru că unul a zis, pentru noi este drept. Și dacă știi că e drept pentru tine și nu-i drept să fi murit Iisus pentru tine, toată dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută la cruce. Pentru ca tu să fii curat, să fii fără păcat, să fii mântuit, să primești putere. Oricum suntem toți niște tâlhari. Unii, toți am auzit aceleași cuvinte, toți am participat la aceea seară. Unii vom fi mântuiți și unii nu. Celălalt tâlhar a crezut că în Iisus, în darul ăsta e altceva. Zice, dă-mă jos de pe cruce. Păi dacă ești Dumnezeu, de ce sufăr eu aici pe cruce? Dă-mă jos! Eu asta vreau de la tine, să mă dai jos, am treabă! Asta vor oamenii de la Dumnezeu. Să-i ajute pe pământ. Nu-i interesează de cer. Iisus n-a venit ca să-ți dea pământul. Iisus a venit să-ți dea cerul. Amin. Îl vrei? Amin. Pocăiește-te. Amin. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Și veți primi iertare de păcate și Duhul Sfânt, putere. Dumnezeu să ne ajute. Amin.